Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi alături de noi este domnul Ciprian Necula, doctor în sociologie, profesor asociat la SNSPA, și pornim discuția noastră despre ceea ce înseamnă în societatea românească un bărbat adevărat, pentru că întâlnim foarte des această sintagmă, un bărbat asumat, responsabil, implicat, care intră în contact cu propriile nevoi și cu propriile emoții, care are curajul, am putea spune, de a nu se teme de vulnerabilitate, de a se arăta așa cum este el, și cu calități, și cu defecte, și cu bune, și cu rele. Și discutăm în cadrul acestui material, în cadrul acestui interviu, despre cartea Pentru binele tău, rădăcinile violenței în educația copilului, o carte scrisă de Alice Miller, publicată în colecția Parentaj. Alice Miller, o autoare foarte, foarte dragă, iar volumul de față este în același timp, am putea spune, tulburător și revelator, prezentând foarte multe studii de caz, printre care am putea să enumerăm cele din istoria umanității, Adolf Hitler, de asemenea alte personalități din literatura universală. Alice Miller le ia pe fiecare și le analizează în cadrul unor, să spunem, tipare relaționale cu care aceste personalități au venit din copilărie. Ea, de asemenea, Alice Miller, ca autoare, demonstrează că abuzurile psihologice și fizice suferite în copilărie, prin punerea în aplicare, o numește ea pedagogia neagră, asociate cu interdicția exprimării și a trăirii sentimentelor de mânie, de frustrare, de tristețe, reprezintă o combinație extrem de nocivă care se repercutează la vârsta adultă. Iată, noi astăzi vorbim despre redefinirea masculinității. Aș începe discuția noastră pornind de la aceste tipare relaționale. Cât de important este pentru viitorul adult, pentru un bărbat, să aibă niște modele parentale în care să existe, să spunem, empatie, compasiune, de asemenea iubire, înțelegere, comunicare, pentru că, mai ales în copilăria timpurie, în primii ani de viață, copilul imită, copilul face cam ceea ce vede la părinți, până ajunge el, mulți ani mai târziu, să aibă putere de discernământ în momentul în care își cristalizează personalitatea. Și atunci mă gândesc că aceste tipare relaționale care se dezvoltă sub pălăria sau la umbra modelelor parentale, spunem noi sau ne dorim, sănătoase, contează foarte mult în felul în care bărbatul va reuși ca adult să aibă niște relații interumane funcționale și sănătoase. Mulțumesc mult pentru invitație. E o plăcere să discut acest subiect. Eu am ținut și un curs de acadă de masculinitate la SNSPA pentru două mastere. Și totdeauna este o provocare, pentru că este o știință, un domeniu, să zic, relativ nou în științele umane. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt o fel de provocări, pentru că despre orice construct social al identităților noastre discutăm, sigur că limitele de raportare sunt cele pe care le cunoaștem. Evident că modelul contează enorm, dar nu numai modelul. Modelul este o sursă de, să zic așa, un reper pentru copil în a se ghida comportamental, a învăța și a imita. Dar există și normele sociale pe care le avem în jurul nostru, care sunt un soi de presiune asupra copiilor, indiferent de genul lor. Știți, apar faimoasa melodie și băieții plâng câteodată, adică noi nu plângem, domne, de fapt. Păi avem și moment de pierdere, de pierzanie, că bărbații le vrea să nu plâng, nu? Și asta este o limită, adică tu, dacă ești copil și știi că bărbații nu plâng, iar tu tinzi să devii bărbat pentru că pentru asta ești crescut, așa ești proiectat, evident că îți vei refula orice tip de emoție, tipul ăsta o să ții în tine și va exploda ceva mai târziu, așa cum spunea îndrăgea psihologă care a publicat cartea de care vorbim. Mai mult atât, și pentru fete există același tip de presiune. Noi împărțim lumea cumva, înainte să se nască copilul. Acum avem tehnologii noi, știți, adică aflăm sexul copilului înainte de a se naște.
Dar acum 20 de ani nu existau astfel de tehnologii și au tot felul de băbisme, să zic așa, raportate la identificarea sexului. Se punea sare în păr și dacă te frecai la nas înseamnă că era băiat, dacă te frecai la gură era fată. Sau se punea în mână ceva și era un ac, dacă luai de partea cu găurica era fată, dacă luai de partea cu vârful era băiat. Apropo de un soi de hipersexualizare a identității noastre de gen. Bun, din moment ce aflăm într-un fel sau altul, ori băbesc, ori ceea ce ne spune știința acum, începe să ne aportăm deja, înainte să nasc copilul, într-un fel acel copil. Inclusiv modul în care îi pregătim locul de joacă sau modul în care se va juca, hăinuțele, inclusiv tipul de relaționare, într-un fel ne relaționăm cu fetele, noi bărbații, într-un fel cu băieții, îi facem lucrătorii, hai, fii motivat. Jucăriile cum sunt divizate, adică avem trenulețul, pistolașul și mașinuța pentru băieți, pentru fete, altfel de jucării. Păpușile. Păpuși, etc. Adică pentru fete investim în empatie și gospodărie, adică rolul proiectat societate. Pentru băieți încercăm să furnizăm, să creștem în direcția în care societatea ne spune că ar trebui să fie un bărbat. Ce este aia masculinitate? Căci asta este dilema. Sigur, ea deschisă în mai multe feluri și am putea să intrăm în detalii și teoretice, dar în principiu este ceea ce un bărbat ar trebui să fie. Adică, cum arată un bărbat? Da? Men's like. Precum un bărbat. Bun. Și acum, depinde cum ne imaginăm ca societate rolul bărbatului. În principe, în majoritatea țărilor din lumea asta, națiunilor, grupurilor, rolul bărbatului a fost de protector și furnizor. Provider and protector în engleză. Mie e mult mai ușor pentru că literatura pe care o folosesc pentru curs este în limba engleză și atunci traduce în limba română, nu totdeauna cele mai, cum să spun, fine. Dar rolul bărbatului a fost istoric ca el să se desfășoare în spațiul public, aducând către familie două elemente de bază. Sursa financiară, dezvoltarea și protecția familiei. E, criza masculinității apare undeva, o dată cu, să zic așa, drepturile femeilor. În momentul ce femeile și-au câștigat un alt statut și au început să studieze, au început să furnizeze resurse pentru familie. Ba mai mult, nu mai ai nevoie de protecția bâtei acasă. Ai poliția, instituții, se pot proteja și familii fără bărbați de tipul ăsta. Și atunci apărut o criză a masculinității. Criză care este definită în literatura de specialitate și ne întrebăm și noi ce facem acum. E o criză pe care nu o recunoaștem așa imediat, adică nu ne prindem, bă, avem o criză. Dar dacă ne uităm la modul în care bărbații au pus să adapteze la piețele noi, să-și reconsidere cumva poziția în societate, este clar faptul că trecem printr-o criză profundă a masculinității, așa cum o știam noi. De la bărbatul cu spada care e gata să se bată pentru onoare, nu? La bărbați ceva mai relaxat, din punctul de vedere, care sunt oameni dincolo de idealul de gen. Pentru că știm cu toții că genul este un construct sociopolitic. El nu există, nu ne naștem cu asta. Nu știi că dacă ești băiat trebuie să faci așa. Și înveți asta. Și înveți prin socializare. Iar socializarea, v-am spus mai devreme, prin modul în care tu ești proiectat de către familia, comunitatea, societatea în care trăim, ești împins cumva să reacționezi într-un fel anumit stimuli. Încă o dată, un băiat care cade nu plânge. Și dacă plânge, de ce mă, ești fată, plângi? Te porți ca fetele? Sau orice altceva face un băiat ieșit din tiparele masculinității, îl considerăm sigur ca fiind ceva neregulă. Asta, bun, cred că este, asta cred că este și unul dintre motivele pentru care în societate, apropo de inocularea anumitor tipare, în societate sunt acceptate, de exemplu, în cazul femeii este acceptată emotivitatea și poate mai puțin este acceptată la bărbat și nu este acceptată, de exemplu, la femeie furia, în schimb este acceptată pentru că este cumva, să spunem, asociată furia cu agresivitatea, domnule, mă duc la vânătoare, da, dacă ne referim la epoca primitivă, mă duc să procur resursele de hrană pentru familie. Soția, respectiv partenera și copiii mă așteaptă în peșteră. Eu mă duc, deci trebuie să am acea adrenalină ca eu să mă pot motiva și să ucid animalul pe care îl aduc acasă pentru hrană. Și atunci cumva
e acceptată furia la bărbat și care duce cumva spre agresivitate și, din păcate, probabil că și în societatea noastră se pune de cele mai multe ori semnul egal între masculinitate și agresivitate și se pune iarăși semnul egal între slăbiciune și vulnerabilitate. Adică sunt foarte puține, probabil, femei care vin și spun, mă rog, cele care cel puțin în ultimii ani se ocupă foarte mult de partea aceasta de dezvoltare personală și care înțeleg bărbatul și din altă perspectivă decât a fost înțeles până acum. Măi, până la urmă suntem oameni și femeile și bărbații sunt oameni. Ca și femeile și bărbații au emoții. Ce fac ei cu aceste emoții și nevoi cu care intră în contract? Dacă ei și le reprimă tot timpul, la un moment dat vor exploda, exact cum ați spus mai devreme. Da, profesor Miru spune că facem boli mai repede, da, mortalitatea este mai... Somatizări. Și speranța de viață mai redusă la bărbați, pentru că nu reflectează niciun fel. Emoțiile sunt ținute în noi, pentru că așa suntem educați. Și evident că astea probabil au și efecte fizice asupra corpului nostru. Dar n-aș intra în asta prea mult. Apropo de ce spuneați, există în literatura de specialitate iar masculinitatea toxică, identificată ca fiind cea agresivă de care vorbiți dumneavoastră. Și da, sunt chiar și statistici care indică nivel de masculinitate toxică din diverse state din lume. Avem tot fel de referințe. De exemplu, avem modelul americano-rusesc, în care masculinitatea toxică este ceva omniprezent, adică un mascul adevărat se dovedește prin agresivitate, prin violență, prin umilirea celor din jurul lui. Raporturile de masculinitate toxică, în general, sunt între bărbați, adică umilirea altui bărbat este scopul unui, să zic așa, om care a luat-o în direcția masculinității toxice. Și sigur, se întâmplă și cu femeile și alte, și animale, când devii violent și mai departe. Este o manifestare a masculinității noastre toxice. Pe altă parte, sunt state care stau mai bine la capitolul masculinității toxică și sunt alte tipuri de masculinități, de exemplu, țările scandinave, unde cu influența culturală de acolo și raporturile diferite dintre femei și bărbați, societatea arată altfel. Masculinitatea toxică este mult mai redusă decât în statele de care v-am pomenit mai devreme. De ce? Pentru că cultural noi inducem ideea asta. Cum dovedești că ești bărbat? O întrebare de examen la cursul meu, studenții au sarcina să facă o cercetare, o mini-cercetare calitativă, și să-mi afle răspuns la următoarea întrebare. Când un băiat devine bărbat, care este marcul de trecere, simbolurile, cum percepem noi asta? E o întrebare stupidă la care nu ne-am gândit niciodată, nu? Adică, cum am devenit un băiat bărbat? Când ești băiat, se mai permite astfel de erori, deși ai așa acolo demonstrații. Dar există un moment de trecere. Care este momentul de la statutul de băiat, acel de bărbat? Și în cei 5 ani de existență a acestui curs, răspunsurile sunt fabuloase și cercetările pe care le fac colegii mei masteranți. Dar tot felul de ritualuri percepute ulterior, adică, de exemplu, unul din Delta spunea că atunci când am plecat la Mare Pește, m-au validat ca bărbat. Mă considerau că... De ce? Pentru că devii provider, adică ești capabil să aduci resurse familiei. Alții spuneau, sigur, primul instinct e că mi-am început viața sexuală. După care se vede că nu e chiar așa, adică asta este ceva, mă rog, care se poate întâmpla și ca băiat fiind. Adică, alții spun, dar nu știu dacă am devenit bărbat. Pentru că ce înseamnă să fii bărbat? Știți, până acum la noi în România te făcea armata bărbat, nu? Ca să ajungi bărbat, trebuie să treci prin armată. Altfel, nu prea erai tu chiar bărbat așa. Bun, s-a dus armata, s-a dus și acest reper, adică nu mai avem acest reper. Bun, în concluzie, concluzia mea și a colegilor mei este că, de fapt, responsabilitatea față de rolul de gen pe care îl ai înseamnă că treci într-un stadiu în altul. Adică, în momentul în care devii responsabil și furnizezi resurse pentru familie și poți să-i protejezi, abia atunci devii bărbat. Și în diverse feluri, oamenii care au vorbit, colegii mei, asta exprimă. Sigur că unul spunea că atunci când a fost zăpada mare și nu știu ce, m-am dus cu Sania la două sate distanță, am adus un sac de făină și ăla a fost momentul în care am simțit că am devenit bărbat. Și mulți care spun, domnule, nu știu dacă am devenit bărbat vreodată. Adică mi se pare că sunt bărbat, dar nu știu când am devenit. Și asta încă o dată, pentru că, din păcate sau din fericire, societatea noastră, într-o evoluție continuă, nu există nimic static.
noi totdeauna acumulăm. Suntem la, într-o perioadă în care informația circulă cu viteză maximă. Faptul că avem acces la diverse modele din lume, adică nu mai avem doar limita satului nostru, satul vecin, orașul nostru, județul nostru. Și acum vedem cum ăla în Dallas bea la muncă whisky-ul și poartă păria nu știu cum. Și o reproducem și noi dacă ne place și considerăm aia ca fiind un gest de masculinitate. Sau se îmbracă nu știu cum altul și ne punem hainele pe noi și suntem și noi rockerii cool cu geacă de piele și motocicleta. În fine, reproducem modele. Lumea se schimbă și într-o dinamică, dinamică perpetuă, se schimbă continuu. Și adaptarea, să zic așa, a ceea ce înseamnă a fi mascul sau masculinitate, este un proces încă o dată asemenea continuu, în care noi nu prea ne mai găsim locul. Nu trebuie să spunem că bărbatul acum este. Orice am spune că înseamnă să fii bărbat, da? Care ar fi ca o definiție a masculinității, este o eroare. Pentru că oricum este o diversitate internă destul de bogată. Sunt tipuri, cum spuneam, cei care se află în zona masculinității toxice, de foarte multe ori comit bullying cu cei care sunt într-o altă zonă a masculinității, mai feminată, cum ar spune ei. Și atunci, sigur că tu, ca să-ți demonstrezi supremația genului tău, îl umilești continuu pe ăla din școală. Există bullying în școală între cei, să zic așa, care sunt în zona masculinității toxică. Da? Șmecherii, să le spunem așa într-un limbaj. Șmecherii, exact la asta mă gândeam și eu, șmecherii, da. Versus aia care nu sunt șmecheri și care au pasiune să colecteze, să facă colecție de timbre. Evident. Sau să citească. Sau să citească, adică citul nu e cool. Deși, mă rog, în anumite medii, a fi un mascul, chiar și în de toxicitate, trebuie să și știi, să cunoști. Dar, în general, da, aveți dreptate. Adică există forța brută versus alte tipuri de interese. Dar, încă o dată, eu nu cred că indivizii singuri pot ieși din zona asta, pentru că validarea ca mascul alfa vine din această zonă. Adică tu trebuie să manifesti ca atare și să fii validat de ceilalți. Atâta vreme cât poți să îl domini, să-l luminești pe altul, deci fii validat de cei din grupul tău. Și ai nevoie de asta pentru că ține de stima de sine. Adică unul care se află într-o masculinitate toxică și este el umilit, pe ăla are o problemă. Adică nu poți așa. Și sigur că acceptăm proverbul ăla, orice naș n-are naș, își are nașul. Dar nu se știe, adică măcar știm noi așa între noi, dar nu și alții. Problema este, sigur, mult mai serioasă la nivel global, nu doar în România. În România, în schimb, sunt tot felul de... suntem în urmă niște acest subiect, ca evoluția discursului cel puțin despre, pentru că în spațiul public sunt tot felul de simptame, ca să le spun așa, care țin de domeniul trecutului și care încă sunt omniprezente. Bărbat de stat, adică fii bărbat în politică, de exemplu. Nu poți să fii femeie. Femeia cum este ea proiectată în politica noastră? Ia uitați-vă puțin. Adică nu cumva vedem gențile, papucii, momentul în care are freza, sânii cât de mari sunt, etc. Și nu alte elemente așa cum e la bărbați. Ce vedem la bărbați din politica noastră și ce vedem la femei? Nu vorbesc de prezența femeilor în politică, care oricum e redusă. Dar aceste distinție și inclusiv discursul despre asta indică clar că noi suntem încă în urmă față de alte state care au făcut pași. În Occident, în vestul Europei, și acolo sunt probleme serioase de masculinitate toxică, numai că el este stompate cumva de, să zic așa, respectul față de diversitate, inclusiv de cel care se află într-o vulnerabilitate și îi respect vulnerabilitatea. Faptul că femeile au căpătat un alt rol social ne creează o dizabilitate în raport cu masculinitatea noastră. Iar acum depinde foarte mult de răspunsul pe care noi îl oferim la această dizabilitate socială, nu fizică, evident. Și răspunsul de foarte multe ori poate să fie în aceeași notă, agresiv, toxic, sau, dimpotrivă, să găsim un alt fel de mod de a ne manifesta masculinitatea. Nu înseamnă că dispar bărbații dacă suntem, nu știu, avem empatie față de animale, de alți oameni, de persoane în vârstă, facem voluntariat, ștergem la fund copilul, gătim și mâncare acasă, adică ne depășim limita de spațiu public și intrăm și în spațiu privat unde ne asumăm stabilități.
nu înseamnă că decazi din dreptul tău de bărbat. Rămâi în continuare bărbat. Doar că ești un bărbat mai util în raport cu cea pe care tu spui că, cum spun, este egalul tău. Adică ne place tot spune, domnule, mi-a găsit sufletul pereche. E, bine, bine, pereche, pereche, dar suntem totuși așa, adică bărbatul trăiește în privilegiul lui, mascat cumva de cultura noastră, destul de toxică din punctul de vedere. Femeia cu munca dublă, cel puțin în România, mega obosită. Asta este o problemă serioasă pe care nu știu dacă o abordăm unde ajuns, dar munca dublă la femei e ceva ce este acceptat ca fiind absolut firesc. Adică femeia merge la muncă 8 ore ca și tine, ca și mine, 8 ore sau cât e programul de lucru, după care vine acasă și mai bagă o serie de muncă în gospodărie, pentru că aia este sarcina ei. Și de-aia îți iei nevastă, nu? Dar... Sigur că exagerez și simplific, dar scopul este tocmai pentru de a ilustra un trend, dacă vrei, în societății noastre. Mă gândeam acum, în timp ce te ascultam, și legat de polarizarea aceasta a rolurilor din societatea românească și a faptului că probabil că ne raportam în urmă cu 40-50 de ani și ne uităm la familiile noastre, le luăm ca model. Da? Să spunem, nu generalizez, dar erau situații în care statutul femeii era acela de, și așa se raporta bărbatul la ea, soțul, acela de gospodină. Tu stai acasă cu copiii, da? Cel puțin câțiva ani, că se practica la vremea respectivă, te ocupi de creșterea și educația copilului, iar bărbatul venea de la muncă, el era furnizorul de resurse, pentru că el aducea salariul acasă. Ori acum mă gândesc că lucrurile s-au schimbat un pic, adică în egală măsură, și uite, hai să spunem, poate că nu e cel mai bun exemplu, da? Deși, mă rog, persoanele de față se exclud, m-aș da pe mine ca exemplu. Bun, lucrez de acasă că este pandemie. În egală măsură, pe lângă cele 8, 9, 10 ore de muncă la birou, da, ca și femeia, veneam acasă și mai făceam anumite lucruri care țineau de partea de gospodărie. Și sentimentul este că, apropo de polarizarea rolurilor, în ultimii ani, bărbații s-au implicat mai mult în partea aceasta, cumva în contrapondere cu femeile. Femeia antreprenor, femeia manager de proiect, femeia care stă foarte multe ore la birou, vine acasă, ruptă de oboseală într-adevăr, nu mai are resursele, energia necesară să mai ocupe, hai să vedem și cu lecțiile, hai să facem și o mâncare, hai să nu știu ce. Și câteodată sunt unii bărbați care ajung să facă aceste lucruri, care înainte, repet, acum 40 de ani erau cumva apanajul femeilor. Și mă întreb, cum sunt văzuți acești bărbați? Bine, punctul meu de vedere, eu știu. Dar cum sunt văzuți acest bărbați de către partenere? Faptul că, nu știu, spală vasele, face o mâncare și așteaptă partenera de la servici cu o cină, să mai ocupă de copii, mai face piața, bagă aspiratorul. Câte sunt de făcut într-o casă, într-o gospodărie? Astea le consider niște lucruri benefice pe care femeia ar trebui să le vadă la bărbatul zilelor noastre? Știi, avantajul strategic al bărbatului care aducea resurse acasă nu mai există. Pentru că în egală măsură și femeia aduc resurse în casă. Și de aici apare, de fapt, să zic așa, criza de care vorbeam. Pentru că avantajul istoric pe care l-aveam, stai puțin, că dependența pe care o formam, economic, social, psihologic, emoțional, de tot felul, și legătura de tip dependență, ea s-a redus, nu pot spune că s-a eliminat, dar s-a redus prin simplu fapt că mișcările feministe au reușit să aducă cumva femeile cât mai aproape de rolul pe care bărbații îl prestau social. Angajate, cu drepturi, cu dreptul mă refer la pensie, concediu, tot ce are bărbatul ca și drept. Asta nu este de mult. Apropo, asta pare că de o viață, totdeauna a fost așa. Femeile, de exemplu, au ținut drept la vot sau drept la muncă recent, exact. Chiar da. În România. Comunismul a adus femeia în spațiul nostru în muncă, în fabrică, creându-i grădinițe. Ceea ce a fost o mare problemă, pentru că nu își imaginau oamenii cum poate crește un copil de 3 ani într-o grădiniță, adică el are nevoie de mamă. Inclusiv această vină a femeii, adică cum poți să naști un copil de 3 ani într-o grădiniță? El are nevoie de mine, căci așa am fost formați, nu? Bun,
Sigur că în timp am văzut că e ok să lași copilul de 3 ani la grădiniță, că există un om care e specializat acolo și care furnizează un set de informații de care are nevoie în viitor. Ba mai mult, acum este și obligatoriu, deși nu avem grădinițe, asta este o altă problemă. Bun, dar s-au rupt cumva dependențele astea. Nu peste tot. Avem în continuare multe femei care sunt dependente emoțional, psihologic, financiar, social, de bărbat. Dar din ce în ce sunt căi deschise, să zic așa, pentru toate fetele și femeile care vor să iasă din tipul ăsta de dependență. Ei, acum ce facem cu bărbații care s-au obișnuit așa? Cei mai mulți ajung, mă rog, să aibă o traumă psihologică. Pentru că ei percep că dacă nu fac, femeia nu face tot ce făcea până acum 50 de ani bunica sau străbunica sau mama, înseamnă că nu este respectat prin acest bărbat. Că tata era bărbat adevărat. Pentru că ai modelul de care tu vorbeai la început. Și dacă te raportezi la asta, cu siguranță vei avea frustrări. Adică lumea s-a schimbat și eu zic că în bine. Pentru că dacă femeia vine ruptă, cum ai zis tu, la muncă, poți pune și tu mâna pe farfurii. Sau nu știu, dacă nu vrei să faci asta, că ți se pare că scad galoane, nu știu, angajează pe cineva să facă bucătărie, să facă curățenie sau altceva. Adică caută soluții și percepe, mă rog, situația așa cum este. Din punct de vedere financiar, de furnizor și de protector al familiei, nu știu dacă protector sună chiar bine în limba română, dar cred că înțelege toată lumea la ce mă refer, de ce care protejează familia, nu mai e rolul lăsat de Dumnezeu. S-a schimbat. Și s-a schimbat de că societatea în care trăim. Pentru că și femeile au acces la ceea ce tu ai avut acces pentru a domina femeia. Acum nu înseamnă că schimbăm raporturile, că bărbatul devine cel care se ocupă de gospodărie și femeia din potrivă, ci nu se întâmplă asta, ci din potrivă avem roluri și sarcini împărțite și distribuite, să zicem așa, mai echitabil. Scuzați acest mai și îl spun intenționat pentru că încă nu știu acum aș la faza de echitate absolută și dacă vom ajunge vreodată la asta. Dar cu siguranță societatea noastră se îndreaptă către mai bine. Și acum, întrucât la masculinitate, criza asta putem să transformăm în toată la ne plânge de mine și atunci noi bărbați ce mai facem din ziua de astăzi, adică nici măcar pescuitul nu mai e ăla ce, sau vânătoarea nu mai e ce a fost, adică s-a cam dus toate asta. Și atunci ce facem? Cum ne reorientăm în lumea asta să ne găsim rolurile și cum spun, confortul de a fi ceea ce societatea ne proiectează a fi. Și spun că societatea ne proiectează pentru că încă e un construct, ca multe din identitățile noastre. Adică identitatea etnică, cea de gen, cea religioasă, toate sunt constructe. Nu ne naștem cu ele. Le învățăm pe parcursul vieții noastre și ne purtăm ca atare. Poate că ar fi ca să începem să învățăm altfel despre rolurile noastre. Și cred că aici apare, de fapt, elementul esențial. Atunci când copilul va fi pregătit să nască și nu ne vom gândi la o haină de anumit culoare, roz pentru fete, eu știu ce altă culoare pentru băieți, leopard sau albastru, sau mă rog. Când ne vom gândi că și o fată se poate juca cu o mașinuță și chiar poate că le place. Sunt convins de asta, nu am dubii. Eu fiind tată de fete, de altfel, și îmi dau seama că fiicele mele s-au jucat și cu mașinuțe, și cu biciclete, și cu pistoale, și cu orice altceva, și cu un băiat. Și nu cred că este o problemă în asta, din potrivă. Le creezi o plajă mult mai largă prin care se pot manifesta în viitorul lor și tu, ca tată de fată, în cazul meu, te asigur că unul care s-a dezvoltat într-o masculinitate toxică nu o să țină fata captivă în casă fiindu-i servitoare pe viață. Despre asta este. Exact. Cred că niciun tată de fapt nu-și dorește asta pentru fata lui, nu? Deși, mă rog, am văzut și varianta în care ce să fac e fată. Acest tip de asumare nu-mi place, dar n-am încotro pentru că asta e lumea în care trăim. Nu, lumea e construită de noi, tocmai ca să fie schimbată tot de noi. Iar la schimbarea asta fiecare contribuie cu ceva. Literatura de specialitate, apropo de trenduri și mai departe, observă această schimbare ca fiind semnificativă și într-un crescendo. De foarte multe ori pare un atac la identitatea noastră. Au apărut și teoreticieni cu ghilimele de rigoare ale ideologiei de gen. Asta mi se pare fabuloasă. Spun că este o problemă. Adică cum să schimbăm noi acum raportul între femei și bărbați? Pentru că nimeni nu schimbă sexul bărbatului și femeii, ci schimbăm rolurile pe care le atribuim. Și asta înseamnă genul.
Exact. Numai că, sigur, aici ne putem juca ușor cu tot fel de conspirații și, mă rog, cu noile trenduri în România, apropo de populiști care ajung, să nu le spun altfel, în puteri de decizie, lucrurile o pot lua razna. Dar cred că fiecare dintre noi, citind și înțelegând lumea din jurul nostru, putem să înțelegem că prin acest tip de interacțiune și responsabilități asumate cât mai echitabil, nu putem decât să contribuim la o societate mai bună, o familie mai bună. Doi oameni care sunt în acea familie și formează o familie și copiii lor mai fericiți. Și mulțumim. Nu care avem de nu? Da. Mulțumim foarte mult, dragii noștri. A fost alături de noi Ciprian Necula, doctor în sociologie, profesor asociat la SNSPA. Am vorbit despre masculinitate, despre masculinitatea toxică, despre ce înseamnă un bărbat asumat, responsabil, despre felul în care bărbatul intră în contact cu propriile emoții, cu propriile nevoi în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Am venit cu recomandarea de carte, așa cum facem întotdeauna, Pentru binele tău, rădăcinile violenței în educația copilului, o carte scrisă de Alice Miller, publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi. Încă o dată, mulțumiri din suflet, Ciprian Necula. Noi ne dăm mulțumim. Întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Numai bine!